Ajunge ăsta acolo. Bună, fetelor. Bună! Auzi? Te privesc de ceva timp și aș vrea să ți-o trag puțin lângă prietenele tale superbe. Ce, mă? Nu mult, 2 minute. Înainte să trecem la poveste, un mic anunț. I-am deschis și Luminică canal de povești și un subscribe acolo ne-ar ajuta foarte mult. Dacă ajungem la 10.000 de abonați, postăm prima poveste și acolo până duminică. Pregătiți-vă pentru povești pline de acțiune, cu bătaie, farse și Milică Barbaru. Găsiți link-ul aici pe sus sau în descriere. Gata, trecem la poveste. Hai, salut! Eu sunt Gigi. Băi, frate, balul bobocilor e primul eveniment major din liceu. Prilejul potrivit pentru boboci să-și etaleze frumusețea, eleganța și, de ce nu, inteligența. Și momentul oportun pentru leii bătrân să râdă puțin, să bea până nu mai pot și pentru unii să urmărească prada, să-i vadă punctele forte și mai ales slăbiciunile, să vadă care căprioară șchiopătează și are nevoie de ajutorul unui cer mândru, să o oblojească, să aibă grijă de ea, să-i admire formele perfecte când doarme și apoi să sară pe ea ca un diavol tasmanian turbat. Aveam și noi un prădător de ăsta în clasă, pe Don. Cum începea un an școlar nou, cum privirea ei se schimba, se citea pe fața lui concentrarea și atenția, câteodată parcă îi se bulbucau și ochii din cap. Pe mine, sincer, mă buvnea râsul. Mă imaginam pe tronul regesc, cum încerc să dau răul afară și nu vrea să iasă, se ține cu ultimele puteri ca o mâță speriată de trunchiul unui copac. Dar eu nu mă las, împing tare, ca o gravidă în travaliu de 7 ore și încet, încet îi se vede capul, dar nu se lasă, își înfige ghearele disperat. Eu lupt cu ultimele puteri, transpira și plin de răni interne, dar cu zâmbetul pe față. A reușit să scoane curatul din mine, l-am dovedit. Trag apa și privesc cum se scurge încet în adâncuri, în locul unde ajung toți ca el. Dar câte unul încă mai mișcă, încearcă disperat să se agațe de lumea de sus, în fund de toaleta. Dar nu-l lasă să se chinuie mult. Ia o coadă de mătru și-l trimit pe canalizare. El nu știe, dar l-am salvat. L-am trimis într-o lume mai bună, unde recunoști rahații. Aici sus, de multe ori, se deghizează în oameni, câteodată le simți putoarea specifică. Dar zici că ți se pare, până ai nevoie de ei și-și arată natura adânc rădăcinată în ei. Natura de rahați umani. În fine, să revenim la Don, care părea gata să câștige lupta grea. Cel puțin așa mi se părea mie și lui Găină. Hai, salut, Don. Salut, Gigi, salut, Toutoare. Noroc, gata? L-ai lăsat în pantaloni? Ce zici cu curigu? Am văzut că te scremeai, l-ai scăpat pe tine? Al dracu proste și frezatule, mă uitam la boboacele noi. Nu ai pe beca, mă? Mai găsești alta ca ea? Nu mai găsești, sărane, mai rară așa creatură. Femeie țărane. Eu mușcam buzele să nu-i zbucnesc în râs. Găină râdea, n-avea nicio treabă. Râs ca prostul cu creierul tău de găină. Și ai ginit ceva? Am ochii câteva mai răsărite. Uite, alea două de acolo. Mă uit eu cu Găină, două blonde suple, cu pieptul generos, drăguțe la față. N-ai gusturi proaste bulgare. Le cauși eu pe alea disperate, mai urâțele. Bă, și n-am mai rezistat. Era prietenul meu, dar trebuia să-l aduc cu picioarele pe pământ. Trebuia să-i spun adevărul. Bă, Don, tu umbli cu 3-4 de-astea pe an, toate bunăciuni. Pe urmă te întorci tu la beca. Ce dracu vezi la ea, mă? E țăran prost, Gigi. Ai dat cu capul de asfalt, mă? La faza asta, Găina a fost ca Nostradamus, a prezis viitorul. Taci, mă, vorbesc serios. E urâtă prietene și scârbă pe deasupra. Gigi, nu mă supăr pe tine. Ești prietenul meu. Nici pe tine pasăre ploată. Dar vă înșelați, interlocutorii mei. Inter ce? Ce a zis Gigi? Locuitor din Inter, ceva de genul. Cuvintele voastre peiorative la adresa ei sunt eronate. Peiora... Ce dracu zice Gigi? A luat-o pe arătură iar? Vorbește dracu normal, mă. Ai început cu franceza iar? Băi, Gigi, eu sunt pescar. Îmi place să urmăresc peștele, prada, să-l ademenesc cu seminția mea. Asta îi făceai, prostule, îi dădeai în cap, frecai carasul? Nu i-am crezut că te căca pe tine. Găină, îți jumulez fulgea din cap. Vorbea metaforic cap de plută. Are și el dreptate, nu înțelege în drept cu nimic, vorbește normal. Colegii mei, când vă uitați încolo, ce vedeți? E întrebare capcană? Un grup de vreo 10 fete. Greșit? Acolo e prada, voi sunteți vânătorii. Uitați-vă la ele, analizați-le. Care credeți că e cel mai ușor de agățat în ac? Păi sunt două grase, 6 așa și așa, și două bunăciuni. Probabil grasele alea. Corect, Gigi, dar alea sunt pentru unii ca Găină. Tu ești peste ele, scoate-le din ecuație. Te îngură de nebun, adică eu sunt urât? Hai, Gigi, nu vezi că o dăm matematică cu noi? Stai, mă, că sunt bun la mate.
Acum uite-te bine la restul. Care crezi că e prada potrivită? Probabil una din alea șase, mai așa și așa. Greșit. Ce crezi, găină? Alea bune? Bravo, cocoșel, alea bune. Du-te la una dintre ele și vorbește cu ea. Ce ai, mă, să mă fac de râs? Îți place povestea? Dă și tu un like, frate, și un subscribe. Răspunsul la quizul de data trecută era ce? B.U.G. Mafia. Primele 5 comentarii cu răspunsul corect și încă 5 alese aleatoriu sunt acum afișate pe ecran. Vrei să ai și tu o șansă? Fii atent la următorul quiz. Cum îl chema pe nepotul lui Piru? A. Alexandru. B. Bogdan. Sau C. Cosmin. Lasă răspunsul repede în comentarii. Ai 5 secunde. Gata? Ai răspuns? Și acum, înapoi la poveste. Eu nu înțeleg ceva. Dacă și tu le vezi pe alea două bune, de ce stai cu beca? E mai urâtă ca toate de acolo. Stai puțin, Gigi. Eu v-am întrebat care e prada potrivită, cel mai ușor de agățat, nu care e prada cea mai de preț. Beca e prada supremă. Foarte puțin reușesc să o prindă în laț. Hai că ești prost, don. Are dreptate, găină. Nu, Gigi. Hai să vă explic. Cu alea șase, mai urâțele, aveți șanse de 30%. Poate găină undeva la 10%. Ce, mă? Taci, outoare. Cu alea două bune, aveți șanse de 50-50. Unul ca mine, experimentat, nu dă greș cu ele niciodată. Sunt singure, obișnuite cu remarși puerile. Ce faci, păpușă? Ai căzut din rai? Chestii de-astea. Dar aproape nimeni nu se apropie de ele, nu au curaj. Alea mai urâțele au mulți pretendenți, au de unde să aleagă. Iar alea grase, aleg orice, se agață cu disperare de primul ac aruncat spre ele. Și nu-i mai dau drumul, sunt periculoase. O vedeți pe aia a treia? Pocita aia? Aia cu față de tractor, țărane? Aia e prada mea, la ea vreau să ajung. Dar trebuie să calculez totul, e greu de capturat. Încep cu prietenele ei blonde, aflu mai multe despre ea, apoi mă bag cu prietena ei cea mai bună, probabil cea din stânga. Abia apoi pot să-mi îndrept lanseta spre ea, să am o șansă. De ce, mă, tot nu înțeleg. Băi, găină, o viespe se simte amenințată de o albină? Nu, doar de altă viespe. M-am prins, mă, vrea să o facă geloasă pe Beca. Bravo, Gigi. Îți trebuie una la fel de pocită ca ea sau ce? Frumusețea e în ochii privitorului. Tu crezi că Beca nu știe ce comoară e? Știe că nu o las pentru una banală. Dar de una ca ea se simte amenințată? Dacă ești prost, te dracu. Ce, Gigi? A, nimic. Dar nu înțeleg logica ta. Adică astea bune nu sunt bune și alea urâte sunt? Asta e șmecheria, Gigi. Astea bune, cum le ziceți voi, sunt prădătoare. Ne văd pe noi ca pradă. Aleg pe unul sigur pe el. Îl văd ca pe un trofeu, o treaptă spre unul mai bun și vor multe și oferă puțin. Șmecheria este porți cu ele perfect, să le faci să creadă că au pus mâna pe comoară, să se laude prietenelor ei cu tine, apoi să le lași înainte să te lase ele. Îți clădești reputația, toate bunăciunile astea te vor dori. Apoi treci la urâțele, asta nu vor multe de la tine și oferă multe, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Dar se așteaptă să faceți voi toată treaba. Dar ce vrei, bă, să-ți măture prin casă? Nu prietenul meu ușor labil. Se referă la sex, nu, don? Da, Gigi. După una, două urâțele de-astea, trec la atac. Vânez urâta grupului. Asta e pretențioasă. Vrea multe, dar oferă totul. Tot urâtă e, țărane. Are dreptate ăsta, nu vezi ce strâmbă e? Nu aveți ochiul format. Uitați-vă mai bine. Nu e machiată. Celelalte, da, știe că nu are nevoie. Cu puțin machiaj arată ca celelalte. Dar uitați-vă la talie ei de viespe, la fundulețul ei bombat, acoperit de haine mult prea largi. Are un trup de zeiță. Știe că e urâtă și a muncit din greu să aibă un trup perfect. Nu acceptă decât un bărbat adevărat, un mascul feroce. Și trebuie să-i demonstrezi asta periodic, altfel te lasă. Când Beca vede că pot obține altă zeiță oricând, se luptă pentru mine. Știe că mă poate pierde. Totul e un joc, colegii mei, e un joc. Ia du-te, țărane, la aia, să te vedem. Mă duc, dar pe urmă e rândul vostru. Don. Și pleacă domn spre grupul de fete, noi ne uita râzând spre el. Are ceva la tărtăcuță, Gigi. S-ar putea să ai dreptate. Hai să vedem ce face. Ajunge don acolo, vorbește ceva cu una dintre bunăciunile alea două, aia chicotește ceva, don se întoarce și au sărit toate pe ea. Ce frumos e! Ce ți-a zis? În timp ce don rângea spre noi. Ia uite-l, dracu! A reușit prostul. Pentru cei care mi-au urmărit poveștile, treaba asta se întâmpla cu vreo lună înainte de treaba cu Lidia și Sâni. Pardon, Lidia și Diana. Ajunge domn la noi. E superbă, cred că m-am îndrăgostit. Iar bulgare, m-aș îndrăgosti și eu de bidoanele ei.
Nu de aia, prostule, de Roxana. I-am aruncat câteva priviri să plantez sămânța în capul ei. Care, mă, aia urâtă? Ești bolnav? În cap, sărane? Unde l-ai găsit, Gigi? Nu vezi că n-are creier? Am zis ca o metaforă, cocoșel. Am înțeles că are corp frumos, te satisface în pat. Ce dracu ai mai zis tu acolo? Dar nu te sperii de fața ei? Țăran proști și ești. Când o faci cu prietena ta, n-are, mă, mâna dreaptă. Te uiți la fața ei, n-are față mâna, mă. Lasă că se uită la pornache sau o revistă, ceva. Nu știu, țărane. Nu te uiți o utoare, îți spun eu. Hai, Gigi, e rândul tău. Du-te, bă, de aici, nu mă duc. Încep cu una mai urâțică, dar nu cu Roxana, că te respinge. Mă respinge? Mi-o respinge mie stomacul. Nu mă duc, mă, n-am timp de fete și nici chef. Du-te tu, găină. Mă duc, mă. Ce zic, țărane? Îi zici că o privești de ceva timp și ai vrea să o tragi puțin de lângă prietenele ei superbe. Să vorbiți două minute. Și pe urmă, ce zic? Te uiți în ochii ei, ca și cum ai privi prin ea și îi zici. Ora 6, la poarta liceului. Eu, tu și chimia dintre noi. Atât, pe urmă pleci. Bine, mă, mersi. Bă, mie încă nu venea să cred că a reușit Don. Și parcă mă încerca puțin invidia că nu m-am dus eu și l-am lăsat pe găină. Ajunge ăsta acolo. Bună, fetelor. Bună! Auzi? Te privesc de ceva timp și aș vrea să ți-o trag puțin lângă prietenele tale superbe. Ce, mă? Nu mult, două minute. Bă, și-au sărit toate cu palmele pe el, și-au luat și înjurături și vreo două ghiozdane în cap. Dar grasa aia care i-a zis bună privea râzând spre el. Ajunge ăsta la noi. Te dracu de țăran prost, au sărit alea cu ghearele pe mine. De ce, mă, ce ai zis? Ce mi-a zis ăsta? Că o privesc de ceva timp și aș vrea să-i o trag puțin? Am zis greșit, nu? N-ai experiență cu curigul. Prădătoarea te-a simțit imediat. Te-a făcut să te pierzi. Ți-a aruncat privirea aia rece? Dracu s-a uitat la fața ei, m-am pierdut în decolteu. Vezi, mă, prostule, ce vă ziceam? Cine se uită la fața lor? Bă, avea și Don dreptatea lui într-un fel. Trebuie să recunosc. Tu trebuie să o iei încet. Încearcă cu grasa aia, se cam uita la tine. La cine, mă? Se uita găina, am văzut și eu. Mai bine fac bătături în palmă ca țăranul ăsta. Treaba ta, cocoșel, eu am vrut să te ajut. Și mai trec vreo două săptămâni, timp în care Don i-a dat papucii primei fete și celei de-a doua și celei de-a treia. Și ajunsese în sfârșit la trofeul lui, urâta clasei, aia cu corpul de zeiță și fața de luptător MMA. Nu știu câtă dreptate avea Don în legătură cu teoriile lui. Eu cred că dacă se ducea din prima la ea, nu-l refuza. Dar a avut dreptate cu ceva. Cât timp a umblat cu bunăciunile, Beca n-a zis nimic. Cum s-a băgat pe urâtă, a început scandalul. Eram în curtea școlii. Mâzgă era supărat, tocmai ce-i trântise proful de geografie un doi. Al dracu, rechin, are boală pe mine. Mai taci, dracu, și tu, noră. Am făcut și eu o glumă. Hai că am luat la mișto, bronzatule. Bronzată e măta. Taci, dracu. Îți dau o bere romică? Vii, Gigi? Vin, hai, mâzgă. Din țos nenorocit, las că eu fac eu. Stai necuratului cu minte, te lasă la corijent. Bă, până la urmă l-a lăsat, dar asta e altă poveste. Dar n-apucăm noi să plecăm, că apare Beca, o falcă în cer și una în pământ, parcă ieșeau flăcări pe ochi și venim pe gură. Dacă te uitai în ochii, rămâneai împietrit. Era un fel de meduza, varianta românească, urâtă și dată dracu. Bună, băieți! Gigi, Beca, unde-i nenorocitul? Scârba împuțită! Uite-l aici, mâzgă, te caută fata! Stai, dracu, prostule! Nu l-am văzut azi. Nu l-ai văzut? L-acoperi pe un anist? Aici a folosit alt cuvânt, dar nu-l pot reproduce. Nu zicea Don că ea e? Băi, ești prost, stai-și, dracu. Nu l-am văzut, n-a venit la școală. E după garda acolo spre pădure. Îi omor pe amândoi. Mersi, mâzgă. Pleacă asta. Ce-ai făcut, mâzgă? De ce i-ai spus? Mai dă-l, dracu, cu proastele lui. Ia uite, proasta, se duce în altă parte. Dar se întoarce la noi, parcă mai nervoasă. Bate joc de mine, lepre ce sunteți. Beți-vi, dracu. Ofă, dă volumul mai ușor. Vezi mai acana după gard. Pleacă asta. A, dracu, proastă. Hai să vedem spectacolul. Hai repede, hai, mâzgă. Nu vin, mă, dă-i dracu. Alergăm noi spre Don și Beca și când ajungem acolo, Beca îi trăgea palme lui Don. Urâta cealaltă fugea în direcția opusă cu o urmă de palmă pe față și părul cufulit. Și Don încerca să se apere. Eu și găină priveam satisfăcuți la spectacol. Când îi prinde Don mâinile, o trage spre el și o sărută pe gură. Asta dă să scape, îi trage un genunchi nouă, apoi sare ca turbat apel, îl mozolea acolo. Găină începe să scuipe, aproape să dea la rațe. Gigi,
Erau, bă, omit. Beca se uita rânjind spre noi și eu am făcut greșeala să nu-mi feresc ochii și am privit în abis, în adâncurile iadului. Păină, nu mai văd! Am orbit! M-a ard ochii! Ai uitat în ochii ei? Din greșeală! A fost oribil! Oroara! Oroara! Repede, gândește-te la ceva frumos, la profa de franceză. E mai rău, vrei să mă omori? Nu la baba aia, mă, la asta nou. Așa, încet, încet. Mi-a mai revenit puțin, era să orbesc. Hai să bem câteva beri, am un gust amar în gură. Iar îmi vine înapoi, noroc că n-am mâncat nimic. Anul ăla ne venise o profă nouă de franceză, bună în dragi. Poate vă povestesc o dată și asta, dar iar mă acuzați că l-am copiat pe Sfântul Ion. În fine, l-am luat pe mâzgă și am băut câteva beri, să mai uităm de imaginile odioase pe care le văzusem. După treaba asta știam că Don e pierdut o săptămână, două. Nici la țigară nu prea mai ieșea. Bă, Don, eu tot nu prea înțeleg. Ce obținu până la urmă? Afară la țigară vii odată pe zi, la bere ai interzis? Cum, Gigi? Mă certam cu ea în fiecare zi. Acum face ce vreau eu, cât vreau și când vreau. Și după o săptămână, două, ies iar la țigară, la bere, și nu mai zice nimic, nici de tine nu mai comentează. A, da, mă bucur atunci. Bravo, mă, te gândi la toate. Dar s-o lași dreacu de pocită și proastă, nu te-ai gândit? Nu ar fi mai bine așa? În fine, au mai trecut câteva luni și lucrurile reveniseră la normal. Don se certa aproape zilnic cu Beca, la noi se uita de ziceai că vrea să ne lichideze și nici Don nu reușea să mai agațe o urâtă. Reușise și cu Lydia și mai era una în cea de-a treia clasă de a noua, dar problema era că în clasa aia nu erau bunăciuni și nu putea să-și pună planul în aplicare. Dar cum se apropia balul bobocilor, vrea să-și încalce regula, să treacă direct la pocită, sperând să o facă geloasă pe Beca chiar acolo. Dar mai multe vă spun în povestea următoare, în care ne reîntâlnim cu Chioru și Păcănelele, cu vechea sală de bowling, unde eu cu Miții ne-am făcut treaba mică, e de la bere, frate. Și bineînțeles cu Don Cartoforu și mare gagicar. Până atunci, apasă butonul ăla de like, frate. Lasă un comentariu, mă ajută foarte mult. Și dacă n-ai făcut-o până acum, apasă și subscribe, dacă nu vrei să o visezi pe Beca la noapte. Până data viitoare, ne întâlnim când o vedea. Hai pa!